Mama ne spunea așa, că fetele care împlinesc 14 ani, în ziua aceea, după ce îi spălau capul, făceau cărare. Asta dădea de înțeles la băieți că de acum sunt bunii de dus la joc. Că sfete mari. Și sunt bunii de dus la joc, de măritat și aia așa. Să știau care fetele sunt mari și care sunt fetele. Da, acum... Acum sunt frezate, sunt boptite, când sunt albe, când sunt negre, când sunt roșii. Nu le mai cunoști. Aneta, de cum îți cam înțeles că ești soacră iară? E atât de așa venit, mă gândeam că faci cu răiala asta. Așa-i vorba, așa-i vorba, dar de mă și-ți faci, mă scoate-o la capul și piața. Ești ce-i de gine, dar spun o glumă de soacră, dar să nu-ți super, te rog. Elenina, că știi cum la noi, am un super și nu grăiești 1100 de ani. Da, nu mă mai prânești pe mâine și la nuntă, nici l-am lăsat sâmpului. Ai cum n-ați prânesc? Era o soacră și avea trigini. La soacră trăia, era bogat, că dacă avea basein în ogradă, cred că nu mai era de-a lui. Săvrac. Da. Și-a vrut să vadă cât de bine țin jinirii ăștia la noroc, la soru, la fișirei și pe dânsa o stimează, o revine după bogăției. Și se gândește ea că să sară în bazin. A sărit ea prima zi. Ce minte eu mi-a dat. Deci, jinirea cea mare sare, după ea o scoate. A doua zi, ce vede bine jinirele? În fața casei, o mașină ce-i Mercedes, neagră, așa, o culoare, mai... Și e mașină un bilețel. Bine faci, bine primești. Mama, soacră, s-a bucurat, băietă, ești soacra. A doua zi, soacra se gândi să-l încerce și pe cel mijlociu. Asta e chiar în mașină. Cel mijlociu, văzând soacra că se neacă, sare după ea, o scoate. A doua zi și el găsește o mașină mai încă, ca cel primul. Un cabriolet de cea roșu, așa, o culoare tot aprinsă. Cabriolet? Cabriolet cea la ea, musi șit mai mult. E pot mașină. Și el, da, de modeluri nouă musi șit el. Și... Da, și... El se uită bilețelul, iară, bine faci, bine găsești mama soacră. Ei se gândește soacra de-a mușii pe al treilea genere, să vadă cum e. Venit că tot de pe la țară, soacra era undeva mai... De la vile, cred că trăia. Și s-a aruncat iar în bazin cealaltă. Al treilea șade și se gândește. La primul i-a dat Mercedes, la doilea cabriolet, dar mie nu ne-a mai rămas nimic. Las-o în aibă să-și vadă acolo. Ia că n-a. Da, dar se vedeți în bazin. Nici de gând n-am și sar în bazin. A doua zi ce găsește ginerile mai mic? E o mașină de nou model, am cum a ieșit-o în Ferrari. E, he, he, să vezi. Fier. Da, de fier era, cred că nu era de plastică. Dar vine fierul de la cine? Nu era de la mama sa, cred că ea era decedată, de la tatăl socru. Bine faci, bine găsești, tatăl socru. Ia să iei seama, să iei seama bine, să nu cumva să... Cred că era într-o... Gând cu ginerele mic să scape de soacră. Dar eu și zic, lasă-i copiii ăștia cu mașina, las că nu unii bine și în căruță, da. Așa bine și oricum le ieșeraș frumos, bine, și cu niște cai frumoși, mândri, așa, și cu zurgălei, bine și ea, vâle, vâle, frumos, când le ridica, lăsă fugă, scântei. Ei, fetelor, ați spus voi glume una alta, dar ne-aduc aminte și eu când eram la mama acasă. Patru. Da. Ei, lasă, nu mai plângem noi, nu ne rău nici acum. Și făceam în sara de la satul secolului, se făcea un rug mare și au toți, cum am venit noi azi la Lelenina în casă, tot așa, se făcea și numai că se făcea în mijlocul drumului, mâncare, duceau afară. Și începeau să sară fiecare rug. Când era pălălaia mai mare, atunci trebuia să sar, spunând purci afară, Marta în casă, purci afară, Marta în casă. E că așa se petreceau. Ei, de voi, cum ai trădat, știi că câte bordei, atât de obicei. Dar la noi, hai să servim și mai emisă. Dar la noi nu e așa, nu se duce și Marta în casă, la foc, la rug, dar... Când se scoate toată zestrea afară, este un așa dorită, frumoasă, și se scoate toate și nășâr pe cărțile. Mare dragă, asta-i zestrea fetelor, mândria, gospodinii, așa. Și
Петрече împreună, hai, bună seara, și-o mă dea inima.